ce rupe orice lanț când îl rostești. Și dacă-l chem salvare, în el primești. O, ce nume este un nume. Din fața lui înfrânți vrășmașii fii. Thank you.
Trebuie să crești pentru că nu mai ai nici o scuză pentru a nu a crește în direcția acompaniamentului. Acum îi momentul sau niciodată. Dacă asta crezi și tu că acum este momentul sau niciodată să te dezvolți pe această latură a acompaniamentului la pian, vreau să te anunț că am și suportul necesar pentru tine, pentru că suntem în momentul de față creând un curs online în care vom vorbi și vom ajuta pe toți cei care doresc să învețe acompaniamentul la pian și a fost și este conceput pentru a-ți dezvolta abilitățile muzicale în direcția aceasta a acompaniamentului și de asemenea de a cunoaște diverse tehnici de acompaniament. Dacă ești interesat și dorești să te dezvolți pe partea asta de a cânta la pian cu acorduri, de a acompania, te rog să îmi scrii un e-mail la adresa mea de e-mail, care este kifan_cristi@yahoo.com, cum apare și în imagine. Iar la fel, dacă ai întrebări, dacă ai de completat ceva la videoul care l-am prezentat în minutele acestea, dacă ceva nu ai înțeles sau vrei să-mi comunici ceva, poți să o faci în comentariile sub acest video. Așa că m-aș bucura să primesc reacțiile tale la aceste informații din acest video. Nu uita să fii abonat la canal, pentru că vom mai veni cu informații în direcția aceasta de cum să acompaniezi, cu informații mai detaliate de cum să folosești acordurile, cum să le creezi, cum să cânți în aceeași gamă cu cel care cântă cu vocea, ce ritmuri să folosești. Așa că nu uita să lași un like, să lași un comentariu dacă ți-a plăcut sau și dacă nu ți-a plăcut și la fel să fii abonat la canal. Mulțumesc că ai urmărit și ne vom vedea pe un video următor.